Bun găsit, doamnelor și domnilor. Îndrăgitul actor s-a stins în această dimineață la spital, a confirmat pentru TVR un reprezentant al Uniter. Urma să împlinească 86 de ani pe 11 martie. Anul trecut, de ziua sa, Ion Besoiu povestea că are probleme cardiace, de altfel și astă vară a mai fost internat la terapie intensivă la Institutul CC Iliescu. În ultimele zile spunea că frigul îi face rău și că evită să iasă din casă. Îndrăgitul actor a debutat în anul 1957, după ce a absolvit Academia de Teatru și Muzică din Sibiu, orașul în care s-a născut. Timp de 16 ani a jucat pe scena teatrului Radu Stanca din Sibiu, după care s-a mutat la București, unde a jucat la teatrul Bulandra, unde de altfel a fost și director timp de 12 ani. A fost actor de teatru, de film, de televiziune și de radio. În 2001 a fost declarat cetățean de onoare al orașului în care s-a născut Sibiu. În același an, când a împlinit 70 de ani, președintele Ion Iliescu de atunci l-a decorat cu titlul de Ordinul Național în grad de cavaler, Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, pentru prestigioasa și remarcabila sa activitate de actor, director de teatru și pedagog. În 2002 a primit premiul de excelență al cinematografiei române. Sunt nenumărate filme celebre în care a jucat și care au bucurat românii.